fiecare purtător de cuvânt, dar în mod evident domnului Klaus Iohannis îi lipsește un purtător de cuvânt. Am găsit unul cu un debit verbal, cu o continuitate a discursului absolut remarcabile și care este și ardelean. Este un ardelean care vorbește mai repede decât un oltean pe steroizi. Haideți să-l vedem. Nu contează despre ce vorbește. E ceva cu copii, cu biserică, neimportant. Vreau să-l auziți doar cum vorbește, ce ritm are, ce coerență și câtă convingere. Domnul Iohannis, atenție! Dumnezeu, și eu vedem Dumnezeu, dar pe ce parte? Și acum cu biserică deja asta e afacere, nu mai e credință. Deci în România, 18.000 de este biserici și mai 450 de spitale. Păi cum are treaba asta? Îți plătiți cu cartie muncă, adică de statul român, îți 56.000 de pop, și numai 48.000 de medici. Păi nici am înțeles eu de aici, mai bine din Europa decât să ne tratează, că poate să mai ieftin. Nu merg nici așa, e o tată. Deci dacă vrei să mergi la poliție, la pompier sau la oriunde, unde este de stat, vrei să te angajezi sau să faci o școală, să intre pe bază de concurs, intre pe bază de medie, aici la teologie, dacă vrei să faci școala, nu vă tată, aici intră cine vrea, la toată lumea, îi permis să se facă popă. Și apoi după aia, când termină, dacă nu au biserici unde să profeseze, nu e nicio problemă, stai că mai faci pe o biserică și ia și tu loc, nu-i bani, așa nu-i treabă. Am văzut și acum, am văzut la televizor că le pune la ospătar, le pune de veapă, bașiș, păciucă. Dar dacă mă duc la biserică și cumpăr o lumânare, cine dă? Dă pe un popa că a plătit lumânarea. Nu, că așa acolo iară ea face, nu are nici așa. Iară am văzut la București, pe banca te dă la Mântuirii Neamului, 600 de milioane de euro și sunt stat de România unde nu este curent electrică, prinde drumuri, jumătate statele dau drumuri, nu pot urla pe acolo. Nu are nici așa treaba, deci când a intrat Iisus în Ierusalim, a intrat că n-are pe măgat, nu ce au ăștia acum atâți popii la Mercedes-ul și figur. Nici țirea care e colecționat din mașinare și au nu se poate nici așa vădată. Dar de ăsta, mă, ce mașini, nu orice cutie automată, că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă viteză. Da, nu mere nici așa. Măi, Dumnezeu, e Dumnezeu pe pământ, cum îl cheamă cu băiatul ăsta? Îl cheamă foarte civil așa. Marius Tamaș, perfect. Deci, ziceți noastră, purtător de cuvânt pentru Iohannis, nu e Dumnezeu ăsta? Gândiți-vă câte lucruri spune ăsta în 18 secunde. Păceați! Deci în alea 18 secunde când l-au dat pe Iohannis la televizor la RD, păi dacă vorbea ăsta în locul lui, deja îi mai rămâneau 2 secunde. Rezolva toate subitele, îi mai rămâneau 2 secunde. Păi, dar nu mai rămân nici așa. Foarte bun. Mi s-a părut senzațional. Sunt fan, deci sunt fan, da. De oameni ca ăsta avem nevoie.